Te salutăm și bine te-am găsit pe canalul nostru de YouTube Metronic JCB. În acest video vă vom prezenta noul model JCB 3CX Stage 5. Este ultima apariție de la JCB, an fabricație 2021. La ora actuală este singurul utilaj configurația aceasta din România. Este o comandă făcută special cu aproape toate extra opțiunile pe care le poți pune pe un asemenea utilaj. Utilajul este nou, nouț, zero, nu a fost murdărit niciodată. Noi vom urca prima oară în el, noi îl vom pune la treabă. Aici Iulian, acolo Diana. Dacă ți se pare interesant acest video, rămâi cu noi. Vă prezentăm noul Stage 5. Ieri a ajuns în țară. Este un utilaj motorul de 4800 de centimetri, vine cu joystick-uri. E utilajul full de la JCB. Nou. Deja nu mai avem maneta la picior, avem această manetă aici, joystick-urile se aliniază, se activează, se dezactivează, întoarcem scaunul, se activăm din nou, se dezactivăm din nou. În acest cadran avem indicator ca și treapta de viteză, luminile, torque lock-ul, sistemul de antibalans, tracțiunea 4x4 sau 2x4, motorina, tot felul de indicatori. Pe partea stângă avem pilotul automat, pe partea dreaptă modul de tracțiune, 2x4, 4x4, frâna de mână, chiar și un suport de telefon din fabrica incorporat, super tare. Nu știu cum se folosește. Așa. Pui telefonul aici. Butonul de selecție a brațului spate, braț față. Panoul central este complet schimbat. Avem un display digital. Avem detalii despre fiecare punct important al mașinii. Despre exemplu, să alegem transmisia și avem toate detaliile, ce ulei trebuie, ce cantitate. Așa. Aici avem descrierea fiecărui buton, da? Ce se întâmplă cu fiecare buton, cum se activează, cum se dezactivează. Așa. Chiar și la features avem câteva clipuri incorporate despre diferite setări, da? Cum se reglează autostopul, stabilizatoarele, da? Efectiv sunt clipuri înregistrate, da? Clipuri informative.
Hai să vedem panoul central, care ne interesează mai mult. Setările mașinii, timpul la care să se oprească motorul, balansul, dacă să fie manual sau automat, decuplare 4x4 după depășirea vitezei de 15 km sau putem să alegem noi ce viteză dorim. Avem turația, revenirea la normala turației după 4 secunde de inactivitate. Lumini, informații despre consum, consumul curent, consumăm, avem motorul curent, consumăm 2,3 litri pe oră, consumul mediu este de 5,5 litri pe oră, iar aici avem consumul până la terminarea rezervorului, avem 5 ore. Date despre utilaj, seria, ore lucrate, avem 5 ore. Aici avem sistemul de diagnosticare, nu avem nicio eroare. Setter pentru display, luminozitate, limbă. Deci controlăm sunetul, muzica. Aici, dacă cumva ne încurcăm, cerem ajutor. Da, super interesant display-ul. AdBlue, temperatura motor, motorina, consumul, avem motorină pentru 5 ore, ceasul, radio, control antibalans, lumini, girofar, viteza uleiului hidraulic, ștergătoare, picon acționat în două sensuri, power slide-ul și sistemul de revenire a cupei la normal. Panoul de control al climei l-au mutat pe vertical, aer condiționat și cele trei butoane standard. Haideți să mergem. Prima dată când conducem un utilaj JCB 3CX Stage 5. Trebuie să punem centura, altfel o să sune alarma într-una. Plecăm, selectăm viteza a patra, ne arată în bord aici. Am selectat control antibalans. Am uitat să vă zic că aici avem radio, un sertar de depozitat. Aici avem semnul de la antibalans și în curând o să apară semnul de la torque lock, deja a apărut. În stânga avem kilometrajul. Foarte bine se mișcă, avem 40 de km la oră. Vizibilitatea excelent, deci se vede stânga, dreapta, super bine. Oglinzi mari. Foarte
foarte mare forță. Deci avem panta aceasta, urcăm cu viteza a treia și nici nu clintește. Super bine se ține. Am terminat de plimbit. Avem ocazia să murdărim pentru prima oară în viața acestui gelat pupa, da? Haideți să vedem ce poate să facă motorul acesta de 4800 cm cub, 110 cai putere. Este pentru prima oară când acest utilaj intră în pământ. Haideți să-l murdărim. Da, cuplat 4x4, viteza întâia. Haideți să vedem. Wow! Haideți să vedem. Avem un teren în pantă, dar chiar și așa se vede că motorul merge în elementul lui. Forță la turații foarte mici. Foarte multă forță la turații foarte mici. Haideți să mai încercăm o dată. Am zis să fac o cupa de spate, dar parcă nu mă îndur. Mai vreau o intrare în pământul ăsta. La deal și cupa plină și motorul nu este la turație maximă.
Extraordinar, excepțional. Excepțional. Haideți să aruncăm o privire asupra brațului din spate. Ia să vedem. Wow! Am descoperit o funcție nouă pe care nu știam că o are. La momentul în care lași calele jos, el simte poziția lui dreaptă și se nivelează singur, stânga-dreapta. Da? Priviți! Îi dăm doar impuls și priviți cum se poziționează. Extraordinar! Deci s-a aranjat singur în poziția perfect plană. O funcție super importantă și super comodă a utilajului este power slide-ul. Deci brațul se mută de pe partea stângă în partea dreaptă automat și invers. Apăsăm acest buton, accelerăm puțin și doar din butonul acesta wow! Și înapoi. Să vedem aceste joystick-uri cât de fin reacționează la mișcare. Avem aceste suporturi pentru mâini reglabile pentru o mai mare precizie. Aerul condiționat, să-l oprim. Hai să vedem. Interesează manevrabilitatea lui. Să vedem cât de finuț putem să mergem cu el. Super, super finuț, super finuț, super control. Super control. Sunt impresionat. Super control. Te poți juca cu el la milimetru. La milimetru. Motorul merge super bine în turație de 1400-1500 de rotații pe minut. Deci foarte bun control pe joystick-uri. Nu știu dacă cele cu leviere, cu stick-uri. Haideți să închid geamul, poate așa mă auziți mai bine. Super control pe joystick-uri. Ziceam că nu știu dacă cele cu leviere sunt așa precise la comenzi. Este foarte precis și poți face lucrări milimetrice, ca să zic așa. Desigur, este doar un demo, dar imaginează-ți că sapi pe lângă un cablu electric, pe lângă o conductă de gaz, pe lângă o țeavă de apă, da? Vrei să ai toată manevrabilitatea din lume, să fii cât mai
precis. Chiar și câțiva centimetri pot face diferența între o conductă spartă sau una care a scăpat. Haideți să încercăm și sistemul de revenire a turației la relantii. Ia să vedem. Am luat mâna după joystick-uri și sistemul a revenit, da? Haideți să... Am activat joystick-urile, sistemul a pornit. Haideți să mai verificăm o dată. Turație, am luat mâna după joystick-uri. Sistemul a revenit la relantii. Accelerația rămâne în poziția unde am selectat-o. Acum când vom atinge joystick-urile, deja vom avea aceeași turație prestabilită. Haideți să intrăm și mai adânc în pământ. Da? Auziți motorul, da? Auziți motorul și pompa hidraulică. Ce minim efort depun ca să acționez de acest braț. Da, cupa plină. Da, e un pământ nu chiar moale. O cupă plină, da, cu minimul efort din partea utilajului. Deci e excepțională manevrabilitatea și ușurința cu care acționezi joystick-urile. Impresionante. Am condus fel și fel de utilaje, dar vizibilitate ca în JCB, priviți aceste geamuri, dacă cumva nu ți le obturezi cu ceva aici, ai o vizibilitate perfectă asupra roții, da? Nu mai zic că dacă te apleci puțin, vezi efectiv toată roata. În spațiile înguste e foarte important să ai acces la roți, să vezi unde se află scara, da? Nu vrem să rupem scările. Piesa de rezistență a acestui utilaj este acest mic buton, da, care comută între modelul excavator și buldo-excavator, ca să zic așa pe românește. Așa că dacă ești obișnuit pe altă configurație a manetelor, de data aceasta JCB a rezolvat problema, da, cu acest mic switch. Super. O altă chestie pe care am... Bună, Diana! O altă chestie pe care am descoperit-o acum câteva secunde. Mulți operatori care nu au aer condiționat, am observat că merg cu ușile deschise. Mergând cu ușile deschise în interiorul șantierelor, pe drum denivelat, toată presiunea și toată greutatea ușii stă în acest telescop. Hey, băieții de la JCB s-au gândit la treaba asta și au făcut un sistem de blocare a ușii. Da? Deci efectiv tu poți să mergi cu ușa așa deschisă, aerul să-ți intre și greutatea ușii să nu mai solicite telescopul, da? Telescoapele astea se stricau foarte repede, da? Blochezi ușa. Da? Ai venit aici, ai blocat-o și poți lucra frumos, aerul să intre în cabină. Hai să ne urcăm sus pe el. Să vedeți ce avem aici. Ce avem noi aici?
Ia uitați ce avem. Da? Super. Avem antena și în loc de girofar au pus aceste stroboscoape. 1 2 Mai avem și în spate, hai să le vedem și pe cele din spate. Nu știu dacă se observă. Acesta a fost videoul nostru despre utilajul JCB 3CX Stage 5 2021. N-am apucat încă să ne jucăm destul de mult cu el, dar prima impresie este o impresie foarte, foarte bună. Ne-a plăcut, ne-a plăcut mult utilajul. În curând va veni un 4CX. Vom merge să-l testăm și pe acela. Ne vom juca puțin cu el. Vom vedea diferența între 3CX și 4CX. Nu uita să te abonezi dacă îți place acest tip de conținut. Dă like, subscribe, activează clopoțelul să fii la curent cu ultimele noastre noutăți. Te salutăm!